Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalare generală pentru săptămâna 26 aprilie 2 mai pentru zodia Scorpion. Haideți să vedem Scorpionii cum vor sta în această săptămână din toate punctele de vedere. Până voi extrage toate cărțile, țin să menționez, concursul va continua și în această săptămână, iar întrebarea este cum vă vedeți peste 5 ani? Dacă doriți să participați la concurs, tot ce trebuie să faceți este să dați un like, să răspundeți la această întrebare într-un coment, doar așa veți putea fi înscriși la concurs și nu în ultimul rând să fiți abonați canalului meu, asta cu siguranță. Sper să fi avut parte de niște sărbători pascale liniștite, măcar să fi avut parte de o bucurie, de un zâmbet, de un răsărit de soare, nu știu ceva care să vă bucure, având în vedere că toții trecem printr-o perioadă mai neplăcută, care cred că tuturor ne-a dat viața peste cap. Și din suflet îmi doresc să revenim la normalitate cât de curând, Scorpionilor, și cred că și dumneavoastră vă doriți aceste lucruri. Și acum haideți să trecem la etalarea propriu-zisă, să nu vă plictisesc prea mult cu atâta vorbărie. Văd că aveți de-a face cu persoane zodiei de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și cu zodia leu, care predomină destul de puternic, zodia rac și zodia pești. Cam acestea sunt zodiile cu care aveți mai multă legătură în această săptămână sau poate poate cu o parte dintre dumneavoastră am rezonat în această săptămână care aveți de-a face cu aceste semne zodiacale, dar nu neapărat, adică nu neapărat să ne luăm doar după aceste semne. Văd aici că sunteți curioși unii dintre dumneavoastră, curioși vis-a-vis de o anumită situație sau de o anumită persoană sau de un anumit contract. Sunteți curioși să aflați mai multe lucruri, să vă documentați, parcă spionați, vedeți ce se mai întâmplă, dar în același timp încercați să vă controlați emoțiile, să vă controlați, să fiți puternici din interior. Dar veți avea parte de discuții foarte incitante, aș putea spune, în această săptămână, foarte sincere. Dacă vorbim de parteneriate, Există posibilitatea să aveți parte de o discuție între patru ochi cu un coleg de muncă, cu o persoană dragă, cu un șef, o persoană autoritară. Oricum, ce veți discuta, ce veți pune la cale, ce veți plănui sau ce contracte vă vor veni, acte, propuneri, să știți că o să vă aducă foarte mult succes, pentru că puteți începe ceva sau pune baza a ceva foarte stabil. Doar că aici probabil trebuie să vă mai gândiți un pic, văd și foarte multă nehotărâre. Gândirea de ce ar trebui. Pentru că e posibil ca acest contract sau ce vă vine dumneavoastră în această săptămână să fie la un drum, să fie mai departe de dumneavoastră, una la mână. Doi, ați putea fi epuizați, pentru că vă așteaptă foarte multă muncă, foarte multe responsabilități și nu știți dacă o să le faceți față sau nu. Trebuie să vă gândiți foarte bine, pentru că aici vorbim de foarte multă oboseală, dar și un succes foarte mare care vă așteaptă. Puteți avansa în carieră, dacă vorbim de locul de muncă. Pe de altă parte, putem vorbi de o poveste de dragoste, unde lucrurile ușor-ușor încep să se concretizeze, să se materializeze cumva, pentru că discuțiile pe care le veți avea vă dă încredere, vă dă siguranța că puteți pleca la un drum împreună. Doar că, într-adevăr, trebuie să luptați pentru ceea ce vă doriți, pentru că sunt și persoane care se împotrivesc relației dumneavoastră și acest lucru vă poate da foarte mari bătăi de cap, dar până la urmă veți reuși. Aici vorbim mai ales dacă aveți de face persoane zodia leu sau rac, dar nu exclud nici gemeni balanță vărsător. În alte situații puteți discuta pe diverse subiecte în această săptămână, dar toate sunt productive cumva, toate, dacă aveți o problemă, veți discuta cu cineva, găsiți o soluție și așa mai departe, toate discuțiile pe care le veți avea în această săptămână vor avea rezolvări la
tot ce vă gândiți sau tot ce aveți dumneavoastră nevoie sau prin ce treceți fiecare dintre dumneavoastră. Dar și foarte multă oboseală. Aveți grijă să nu munciți exagerat de mult sau să faceți foarte mult efort, pentru că aveți aici aveți riscul de a, de a avea dureri de spate și de a vă epuiza fizic și psihic foarte tare. Trebuie aici un pic de odihnă. Într-adevăr, succesul este pe măsură. Nu știu, să vă dau un exemplu. V-ați apucat de renovat casa și dumneavoastră nu vreți să vă lăsați până nu terminați tot. Într-adevăr, în momentul în care ați terminat, vă simțiți foarte obosiți, aveți dureri peste tot, dar aveți și o reușită, vă simțiți foarte bine că ați reușit ceva și nu v-ați zăbătut. Așa și aici. Acum, în funcție de fiecare dintre dumneavoastră, de viața dumneavoastră, situațiile în care sunteți și așa mai departe, dar efortul pe care îl depuneți în această săptămână o să vă aducă foarte multă fericire. O să vă bucurați de reușita dumneavoastră, indiferent cât este, de mică sau de mare. O să fiți bucuroși. Văd și eliminarea dușmanilor în dragoste, rivalilor în dragoste, dacă ați avut de a face cu așa, cu persoane care au intervenit în viața dumneavoastră amoroasă, cam dispar, câștigați. Pe de altă parte, reușita aceasta o puteți avea în 6 zile. Maxim o săptămână. Pe parcursul acestei săptămâni veți afla, dar ce o să vină o să vă bucure foarte tare, să știți. Indiferent de ce aspect vorbim aici. Văd și foarte multă agitație la unii dintre dumneavoastră și agitația este în casă. Fie v-ați certat cu o persoană dragă, cu rudele dumneavoastră, dar este o agitație, aici e vorba și de nerăbdare, poate doriți să se întâmple ceva rapid, poate doriți să întemeiați o familie și lucrurile ce se nu se mai întâmplă. Sunteți tins să cred că aici vorbim de o energie, într-adevăr, o agitație interioară, dar una mai pozitivă, așa, una plăcută. Trebuie să aveți grijă la discuțiile în contradictorii pe care le puteți avea prin casă, dar nu se va ajunge la nimic serios, pentru că aveți parte de foarte multe discuții plăcute, discuții care, nu știu, pot evolua o relație sau un parteneriat. Lucrurile sunt bune. Unii dintre dumneavoastră probabil se vor certa în această săptămână, dar alții dintre dumneavoastră văd discuții foarte puternice, foarte concrete, foarte bune pentru viitor. Puneți bazele a ceva acum, probabil. Dar văd și foarte multă suferință. Chiar dacă aici vorbim de o etalare generală, avem destul de multe elemente care ne duc în zona dragostei, a iubirii, a emoțiilor. Văd foarte multă suferință. Aici avem așa. Fie suferiți din cauza faptului că sunteți într-un trio, pentru că aici avem relații complicate, avem trio și foarte multă suferință. Ori dumneavoastră sunteți acea persoană în care suferiți, ori persoana din zodia Pești este acea persoană care suferă foarte mult și își dorește clarificare în toată situația aceasta, își dorește stabilitate și își dorește împăcare cu dumneavoastră să continue o relație. Sau poate dumneavoastră sunteți acea persoană care vă doriți împăcare cu cineva, împăcarea va fi, dar lucrurile neclare tot vor mai exista, să știți. Până nu veți discuta, până nu veți pune toate lucrurile la punct, veți avea așa ca o ceață pe ochi lucrurile și neîncredere. Deci încrederea nu va mai exista. De aceea o să aveți momente în care o să fiți foarte isterici. Dar dacă o să vă împăcați, cu siguranță veți avea parte de împlinire. Adică o să vă bucurați foarte mult în această relație. O să aveți așa o satisfacție. Și vă împăcați. Acum, alții dintre dumneavoastră puteți primi o sumă de bani într-un mod așteptat sau neașteptat. Poate fi din partea unor persoane din familia dumneavoastră. Poate fi vorba de salariu care întârzia să apară, acum a venit. Dar cert este că orice bănuț vă vine, ce bănuț vă vine în această săptămână, o să vă bucure foarte tare. Și o să reușiți să rezolvați niște lucruri destul de importante cu banii care o să vă vină, să știți. Dar grupuri de oameni, fie aveți de-a face în viața de zi cu zi cu grupuri de oameni, fie la locul de muncă, fie, nu știu, în viața personală, sunt grupuri de câte 3 oameni. Acum, dumneavoastră știți, fiecare dintre dumneavoastră știți ce se întâmplă și poate de aceea și această agitație. Dar dacă nu vorbim de relațiile de 3, atunci putem vorbi de întemeierea unei familii,
că vine treilea membru, nu? Și de care o să vă aducă foarte multă bucurie. Ori aflați o sarcină, ori pur și simplu începeți să discutați. Dar e posibil să aflați despre o sarcină, despre un botez ceva, sau pur și simplu dumneavoastră să vă gândiți foarte serios că a venit momentul să vă întemeiați o familie și să deveniți din 2-3. Sau 4, dacă aveți gemeni, Doamne ajută, cine știe, nu? Fiecare. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să-mi lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Iar pentru cei dintre dumneavoastră care doriți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Eu vă doresc o săptămână cât mai reușită din toate punctele de vedere și să aveți parte de cât mai multe bucurii. La revedere!